are nevoie de fiecare dintre noi. Și dacă suntem în locul ăsta, e doar, așa cum se spunea la ora de rugăciune, doar datorită harului și milei lui Dumnezeu. Avem nevoie de părtășie. Să știți că părtășia pe care o găsim aici, nu o găsim în alte locuri. Aș vrea să vă motivez și aș vrea să ne motivăm fiecare dintre noi ca să ne curățim viețile, să ne sfințim viețile și să ne golim de tot ceea ce înseamnă eul nostru. De ce? Tocmai ca, având parte de părtășia aceasta, să ne umplem de Duhul lui Dumnezeu și El să toarne peste noi ceea ce e nevoie în viața noastră. Să știți că dacă o să stăm acasă, și asta e o constatare poate și personală a mea și a dumneavoastră, dacă stăm acasă, n-o să ne umplem de prezența lui Dumnezeu. Acasă avem poate cu totul și cu totul altceva de făcut. Dar când venim în locul ăsta, părtășia e pe primul loc. De ce? Pentru că prin ea primim ceea ce avem nevoie. Și să știți că la tineret am dus lipsă o bună perioadă de timp de părtășie în închinare. Și o perioadă de timp nu am folosit muzica ca și închinare la tineret. Pentru că am vrut să ne axăm mai mult pe rugăciune și părtășia în rugăciune. Să știți că o perioadă a funcționat și rugăciunea a fost pe primul loc. Dar după aceea aveam și simțeam dorința de a ne închina înaintea lui Dumnezeu și prin cântare. Și prin faptul că trebuia să-i cântăm lui Dumnezeu. Pentru că aveam nevoie de altceva decât de rugăciune. Nu neapărat că rugăciunea nu e totul. Să știți că rugăciunea e principală, e pe primul loc. Cu asta începem, cu asta terminăm. Și pentru noi închinarea e foarte importantă. Dragilor, de aceea vă pregătesc împărăția. Domnul Iisus s-a dus să ne pregătească un loc. Avem încredințarea aceasta. Că stând în părtășie, stând lângă Domnul, într-o zi, Cel care vine pe nori va veni și nu va zăbovi. Aș vrea și mă rog ca în dimineața aceasta Dumnezeu să ne facă parte la toți de întâlnirea cu El și să ne pregătim inimile, să stăm în așteptare și în veghere, pentru că vremurile sunt de așa natură încât să ne fure atenția care ar trebui să fie concentrată pe ținta noastră și să ne îndrepte spre altceva. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Amin.